Ovidiu. Da, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru cei 10.000 de abonați. Da, mulțumesc pentru toată susținerea. Așa că astăzi m-am gândit să fac un video puțin mai special. O să facem un tort pentru 10.000 de abonați. Așa că nu vorbim prea mult și încep să vă arăt ingredientele. Aici o să trebuiască 200 de grame de făină, da, cernută, o esență de rom, un praf de copt, 6 ouă, cacao tot cernută, un praf de sare, 200 de grame de zahăr, un pic de oțet și, bineînțeles, un mixer. Da. Așa că haideți să începem. Prima dată trebuie să punem 6 ouă. Da, am pus 6 ouă și punem praful de sare, dacă am tot ajunge. Pus praful de sare. Iar acum, după ce am pus praful de sare, o să amestecăm. Cam așa arată ouăle bătute. Acum o să punem treptat, în timp ce învârtim cu mixerul, zahărul. Da, zahăr, cam 200 de grame de zahăr. După ce am terminat să punem zahărul, trebuie să punem un praf de copt, da, un praf de copt aici. Și praful de copt trebuie dizolvat cu ori cu oțet, ori cu puțin helas. Dar trebuie pus cam o linguriță de oțet. Punem aici un praf. Mai trebuie pus puțin. Acum este bine. Vedeți cum crește. Amestecăm bine, iar apoi o să punem în compoziție. După ce am terminat să punem praful de copt, o să punem esența de rom, dar puteți pune și esență de vanilie dacă vreți. Să punem toată esența de rom. Iar apoi o să începem din nou să amestecăm. Acum o să punem compoziția în tăvi. Iar apoi o să punem timp de 30 de minute, cred că o să ajungă la cuptor. Da, punem jumătate. Dar eu nu am făcut tablat de tort, ci două foi, între care o să pun frișcă și vișine. Da, punem jumătate în fiecare, să fie egale. Iar apoi, ca să fie la cuptor bine, adică să se facă bine, o să le batem puțin de masă. Da, și pe asta la altă. Da, am uitat să vă spun, pe fundul tăvii trebuie să punem foaie de copt pentru a nu se prinde. Da, așa arată cele două foi. S-au răcit și blaturile, cam așa arată. Acum o să batem frișca. Trebuie pus cam aproximativ jumătate de litru, aici este cam un litru. Cred că ajunge aproximativ, dacă mai trebuie o să mai punem pe parcurs. Iar acum
bătut frișca, acum o să o punem deasupra la blatului. Am terminat și cu tortul, dar după cum vedeți, ăsta este. După mine, pentru prima dată, este destul de ok. Așa că dacă v-a plăcut acest video, apăsați butonul de like și noi să ne revedem cu un nou video data viitoare.